Rugăm liniște, începe filmarea. Scaunul dumneavoastră. Toți interpreții la cadru. Și noi? Nu. Putem începe, maestre. Care e primul cadru? Aprinde! Povestea lui Tase. 5-6 diafragma. Atențiune. Motor. Plac. Tase. Povestea e de demult, nu-i de acum. Întâmplător am dat de ea în acest album. S-a angajat la poduri și șosele și a lucrat la ele un an, căpătând titlul de tehnician. Pe urmă, într-o seară de primăvară, s-a certat la sfat cu un amploiat care nu vroia să-i dea repartizare pentru o cameră mai mare. Și a trimis o scrisoare la o redacție, rugând să se înlăture birocrația și să îi se ofere satisfacție. Eu cer cuvântul! Am primit scrisoarea unui tehnician de la șosele. Un tip cu talent, imaginație, spirit critic și elevație.
Da, bun. Angajarea lui la gazetă, în sectorul de informații. La început el n-a vrut, că nu prea are carte. Și apoi îi place mai mult să aibă de-a face cu poduri, nu să caute moduri în papură. Dar ceilalți l-au îndemnat, l-au prelucrat, i-au dat la cap cu un citat și l-au trimis recomandat la omul ce-l chemase, la camera 6. I s-au făcut formele și a fost repartizat la birou de reportaj cu un alt băiat, adus din Sălaj. O săptămână face unul raportul de activitate, iar celălalt se înscrie la cuvânt. Și după o săptămână, invers, pe rând. Lucrul a mers vreo 5 ani, mulțumitor. Pendelete. Au fost chiar lăudați și la gazeta de perete. Dar într-o zi, cel din Sălaj mărturisi că n-are chemare și crede că ar fi mai bine să fie un electrician excelent decât un gazetar repetent. Și plecă la Sălaj. Aș vrea un raport asupra situației din secție. Eu propun drastic rezecții. Cu alte cuvinte, eliminarea acestei secții care nu mai are justificare. De vreme ce toți redactorii din toate compartimentele fac reportaje cum cer evenimentele. Cel din Sălaj a plecat. Hă? Păcat. Dar celălalt, cum s-a dezvoltat? Ca să vedem ce se întâmplă cu el mai departe. Omul are bunăvoință. Mai ia cuvântul în câte o ședință, combate și dezbate, dar din punct de vedere profesional, n-are viitor de gazetar. Vă rog să mă credeți, e fără har. Vă spun cu toată discreția. E pur și simplu tufă de Veneția. Și-l trecură într-un birou liniștit, ferit. Ceva mai sus și chiar mai bine plătit. Citea scrisorile, le verifica și uneori le publica. Munca aici mergea strună. El trebuia să răspundă la scrisori cam de 2 ori pe lună. Și după vreo 5 ani de stagiu, i se aduse un omagiu colectiv într-o ședință de activ. Din activul biroului de corespondențe e singurul care nu face absențe și e foarte ordonat, n-a pierdut niciun duplicat. Frumos, merituos, calm. Iată un om care solicită atenție și apoi el însuși a sesizat, n-a formulat nicio pretenție. Din păcate e nepriceput. Acum, nu din rea voință, în privința asta, nimic de zis. Dar la scrise tare greu e săracu. E, pe dracu. Și ce? Da, doar nu conduce el secția. Da, tocmai vreau să observ. N-o fi stând bine cu harul, dar însușiri de caracter are cu cap. Mm-hmm. Ei, de ce n-am manifestat și noi odată Flair, dându-i o muncă organizatorică? E o propunere fantasmagorică. Poate nu știți că i s-a lipit porecla tufă de Veneția. Eu cred mai degrabă în flerul lui. Cu atât mai mult, cu cât e un cui la resortul teritorial, unde e responsabil, e depășit total. Hai să facem o experiență. De scurtă durată și să-l numim pe tufă. Dacă va corespunde, bine. Dacă nu, vom fi de acord cu tine. Hmm? Bine. Tufă, se mira, nu se mira, vorba e că primea. Și binișor urca, se înălța, mereu mai bine plătit și deci mai mulțumit. Într-o zi, două, intra în temă, mai ridica eventual vreo problemă. Arăta chibzuință și manifesta statornic bunăvoință. Firește, nu înțelegea nimic din compartimentul teritorial. Tăcea înmărmurit în fața câte unui material, punea rezoluții cam bizare, dădea dispoziții precare și încălca, fără voie, regulamentul de funcționare. Acum, după 3 ani și ceva, resortul teritorial care se descamă să intre în discuții și să fie organizat concret pe atribuții. Eu am să plec într-o altă muncă și mă va înlocui tânărul Luncă.
Eu zic să vă alegeți un adjunct dintre noi. Fiindcă nu avem de unde aduce acum, numai decât un cadru din afară. După câte sunt informat, omul de la resortul pulverizat ar putea fi cel indicat. Să vă spun cinstit, are dificultăți de meserie. Dar știe să facă treabă. Posedui experiență. E vechi în serviciu. Asta ar fi o echivalență. Da. N-are niciun viciu. Și... se poate conta pe el. Da. Da. Și uite, așa discuției se puse punct, numindu-l pe Tufă redactor șef adjunct. Noul redactor șef era un tip de un anume fel, un tânăr ziarist, plin de zel, ceru articole la obiect, sancționă pălăvrăgeala direct, prin administrație, schimbă totul în paginație, în ilustrație. Gazeta își spori tirajul și dobândi eco, încât hotărâră ceva absolut nou, ca redactorul șef și adjunctul să scrie ei înșiși săptămânal câte un articol redacțional. Tufă se chinui o săptămână, aduse articolul de o filă și jumătate scris pe față și pe spate și îl puse redactorului șef în mână. Frate, îmi pare rău, dar ești Tufă de Veneția, zău. Ce-ar fi să-l recomandăm într-un post de conducere la o întreprindere în acelea care se ocupă construcția de poduri și șosele? Vă rog să mă iertați, dar știți, eu anul acesta trebuie să ies la pensie. Am împlinit și anii de muncă, cietatea, dar probabil n-ați știut sau poate ați uitat. Și i s-a aprobat. Chișa avansat către mijlocul terenului și iată o ieșire în afară, o mingi de trimis în afară de joc, ultimul care iată s-a executat și gol! A spus ceva? N-am fost cuplat! La tribunal! Înfățișarea 1! Alexandrina Tuțu, născută mobilă. Tuțu, născută mobilă. Dora Vrabete, născută Panaitescu. Dora Vrabete, născută Panaitescu. Poftiți. Zice că ai la altă, bătut-o pastă la altă. Ei, lasă-mă! Și atunci dânsa de aici mi-a tras una în spate cu bătătorul de covoare așa de rău că mi-a făcut și o eschimoză. Oh. Vedeți că aveți la dosar certificatul acela de la morgă. Ce-ai căutat la morgă? Mă rog, la serviciul legist, care dă certificate când te bate cineva și îți face eschimoze. Echimoze! Cum ziceți dumneavoastră? Vrabete Dora, recunoști că ai lovit-o cu bătătorul? Dar ia de ce mi-a strâns pisica în ușă, de șchioapătă și azi, și cine o vede, o blastă-mă. Da? Poftiți, constatați. Mm.
Tuțu Alexandrina, recunoști că ai provocat cu bună știință infirmități pisicii numitei Vrabete? Să spună ea mai întâi de ce mi-a pus bicarbonat în supă. Că gătim în aceeași bucătărie. Că eu numai cât a veșit. Că sună pentru lumină. Recunoști că i-ai pus bicarbonat în oală? Dar cine a rupt firele de la sonerie? Vorbe! Recunoști chestia cu firele? Să se jure ea că n-a ars carpeta din polv! Să se jure! Vai! Ce zici? Mai suport asta, Din dosare iese că amândouă sunteți căsătorite. Unde sunt bărbații dumneavoastră? Aici. Bibiloi, mișcă-te. Hai, pisim. Hai, poftiți în față. Unde vă aflați când vi s-au războit nevestele? Scuzați, noi... Ca bărbații. La meci, știți. Împreună? Păi da. Ne-am și vorbit. Cum începe câte o ceartă, noi o cam luăm din loc, știți? Păi dacă n-au pace. N-ar fi normal să le mai prelucrați puțin? Ori să le luați și pe ele la meci? Eu tot îi spun nevestii mei să se astâmpere. Că într-o bună zi s-ar putea să-mi sară și mie țandăra și... Nu, nu. Nu, nu. Numai cu duhul blândeții. Numai așa. Vă mulțumesc! Recunoașteți că ați tras cu cărbune pe tapet? Să recunosc că ești de față cu toată lumea. A rupt sau nu a rupt clanța? De ce ea a deteriorat? Dar ea de ce a? Să recunoască că ea... Deoarece... Deoarece întrucât? Întrucât ce? Ce cum ce întrucât ce? Vedeți? Vedeți? Termen peste o lună. Împăcați-vă odată, dragilor. Mai de mine n-ar crăpa de bucurie. De-abia suntem la al treilea termen. Nu, nu mai umblați la judecată. După 6 procese, măicuță, lasă-mă să văd și eu dând o dată de ceasul morții. Venim. Ce schiță urmează? Tango! Tango! Tango, interior, soții, năsturași. Uite pe haina lui un fir de păr negru, părul cui o fi? Eu-s blondă, nu-i păr de al meu, dar atunci de la cine o proveni?
Cine e ea? Și de unde ai firul acesta, perever? Este ceva serios? Sau e doar un capriciu efemer? Viața mea nu e nici o ființă brunetă și mă mir. Doamne, mama! Nici pomeneală! Nu e păr de mamă acest fir! Tangoul Suspiciune a fost transmis la cererea ascultătorilor Vasile și Tanța Săcăleanu din satul lung, Petre și Ioana Cosordei din Cenad, Chiriță și Alunița Logofăt din Brăila, Florin și Ana Năsturaș din Băile Felix. A fost orchestra Mantovani. Am auzit că își face înregistrările pe un platou înalt, în munții Apenini. Asta e bună, maestre, nu? Bună, bună, da. Bun. Eu sunt gata. Atenție! Atențiune! Motor! Carpeta 1, turnat 1. S-a măritat fata noastră, Nic. Dar prin câte am trecut? Tânărul, băiatul dumneavoastră. Un băiat minunat. Iar tânăra, fiica dumnealor, se întreține din milieuri, are mâinile de aur. S-au întâlnit absolut întâmplător, în piață. De ce vreți să o luați? Știți să coaseți și net? Ăsta se coase și net. Da, domnișoară, știu. Mama n-a avut fete și tot ce pe pereții bucătăriei de mână mi-ai făcut. Zău? Zău. Totuși, i-a cedat ei carpeta. Apoi a însoțit-o, a invitat-o la o cofetărie mărginașe, ea a consimțit. Aici s-au informat reciproc asupra gusturilor și asupra visurilor în viață. Normal, nu? S-au dat adresele. Și s-au despărțit galeși. Carpeta dumneavoastră. La revedere. Văzându-i atât de duioși unul față de altul, Leonora, care de meserie leagă nunți cu comision, și-a zis că ar putea trage vreun ce profit de aici. Chiar de-a doua zi, s-a dus la casa tânărului, băiatul dumneai, și zice...
Ai dat-o gata pe puică. Poți să o pui și în cuptor, cu pene, cu tot. Adu-mi tare, mănâncă-o sănătos. Zice ea. E unică la părinți. Dat soare bani de puși pe o bicicletă de damă din import. N-are defecte fizice. Cum cade seara, nu mai iese din televizor. Pe la baluri ori alte prostii, n-a văzut-o nimeni. De aici s-a dus glons la fata noastră și zice... L-ai dat gata. E mor după tine. L-ai fript. De-acu numai analizele să vă iasă. Zice... E orfan de tată, dar maică-sa are casă cu chiriaș. Face borș natural, din tăruțe. Scrie poezii la un ziar, ce-i zice poșta redacției. De la italiană, la fără frecvență, o să ajungă ghid. Așa, Leonora a aranjat o vedere cu noi părinții sub forma unei excursii la iarbă verde. Asta e bună. Nădăjduind să scoată și ea de aici un oarece beneficiu, după obicei. Ia, ce frumos ai luat-o! Aici, lucrurile începuseră să se înnoade destul de bine. Astfel că noi nu aveam pentru ce să o răsplătim pe Leonora. Și atunci să vezi ce-a făcut. Eu vă leg, mie să-mi pupați mâna. Și pe tine, băiete, eu te desleg și de alelalte două. Că cu trei n-ai s-o poți duce, oricât ai fi tu de mânos. Despre ce-i vorba? Aiurea! Aiurea! Aiurea? De-aia de la roman? Și-aia de la huș? Eu îl scap de ele. Una vrea 800, ai la altă o vacă. Ce tu spui? O vacă? Nu trebuia să te însori cu ele, n-au caracter, dacă te schimbă covită. Fata mea? Ascultă, domnule, explică-mi și mie. Tu să taci. El nu știe. Ce? Ce nu știe? Nu știe care fata la țară, toanta aia, la bunică sa, cu ăla cu care n-a fost cununată. Aiurea, aiurea. Vai de mine. Arză-te-ar făcut să te arză. E bine, Neic, să vezi ce calima a ieșit din toată întâmplarea. Dacă alea vor vrea să divorțeze. Dacă bunica mi-ar înfia toanta. E de la mine. Iete, și asta, și asta. Mof. Totuși, există un Dumnezeu al îndrăgostiților în cer. Pune-i centru aici. Ce urmează? Se difuzează la acum. Petrecerea. Lumina de noapte? Nu e ziua. Chemați pe tânărul.
E aici. Da? Atunci filmăm. Filmăm? Gata? Voi nu. Atenționem? Liniște. Motor. Se filmează. Clac. Petrecerea. Cadrul 1, turnat 1. Eu, ca tânăr gazetar și scriitor din capitală, dacă am îndrăgit-o pe Lucica, nu fiindcă era studentă la științe juridice, ci pentru ochii ei albaștri și subțirimea mijlocului, și dacă am plimbat-o de două ori prin grădina zoologică și m-am mai întâlnit cu ea de vreo patru ori, bineînțeles că m-am simțit obligat să fac o vizită familiei. Mâine ziua bunicului. N-ai vrea să vii și tu la mine la petrecere? Mhm. Erau acolo vreo 14 fii și fiice, gineri și nurori, nepoți, cumnați, veri, o mătușe după tată și câteva rude de-al doilea, cu ramurile pierdute în arborele stufos al clanului. Am strâns vreo 20 de mâini și am pupat vreo 10, deși cred că la un moment dat în îngrămădeală am mai încurcat genurile. Și tot așa până când m-am găsit aruncat lângă un bătrân, pe semne sărbătoritul. Pe un scaun care probabil mă aștepta. Aici! Uite-l! Bine venit, fiule! Nimeriși cam prost în secta asta mea. De altfel sunt băieți veseli. Eu tot să-ți fac acum și program artistic. Așa. La vin. Vin să nu bei decât din care ți-o-i torna eu. Ia vin-o încoala ta. Ușurile! Ceva. Hai tu, arată ce știi. Hai, știi ce frumos cântă? Nu plâng pentru nimeni, că nimeni nu plânge pentru mine. Pentru tine cântă, fiule. Vrea să o bagi la estradă. I-a spus fiemea înainte de a veni că e nu știe cu trecerea acolo. Dar tu să-ți vezi de treabă. Care post bun. Și trebuie teatru cum îmi trebuie mie, pitropia pădurilor. Uite. Ascultă-ți inima, nu plânge pentru nimeni, că nimeni nu plânge pentru mine. Cunoașteți cumva pe directorul de la Tănase? Să nu plângi. Știți, e acum la primărie la morți. Și vă dați seama, nu-i convine nici ei 8 ore pe zi numai de ce se... Puneți o vorbă bună, că e foarte conștiincioasă. Și dacă nu vor la estradă, mă rog, noi suntem de acolo și cu televiziunea, că ce mare lucru. Și am auzit că dumneavoastră sunteți cu mai mari de acolo, uite așa. Hai, hai, dați-i zor cu ce mai aveți în program, că vreau să se simtă bietul om și bine. În drum, de Ghetto Părceanu. Peste firea mută doarme cerul plin de stele, patru plopi ascund în umbră casa dragii mele. Dar mi-a fost pe semne calea de un dușman ursită, am găsit lumina stinsă, ușa zăvorită,
De trei nopți aceeași cale bate călătorul. Cine n-are dor pe vale, nu-mi cunoaște dorul. Gânduri triste mâine seară, viu în ciuda voastră. Și de-o fi zăvor la ușă, intru pe fereastră. Bravo! 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 A scris o poemă, 2 pe 50. A trimis-o la revista Vânătorul și Pescarul Sportiv să o publice. Dar ea nu i-au răspuns nimic. N-are altă pretenție decât să intervii ca să intre în Uniunea Scriitorilor un flac. Da, 2 pe 50. De mine! Gata! Gata! De ce? Numai să dați noastră un telefon. Mai mult nu-i nevoie. Restul lăsați pe mine. Sunteți în eroare. Nici dacă ar fi vorba de mine, n-aș avea trecere în această privință. Acum să danseze Tsuki. Tsuki, ia joacă tu dansul la model care se termină cu hoppa. Tocmai când începusem să mă amuz, bătrânul își pierdu răbdarea. Hopai, sopai și un gândac. Sau adios un preaț verde. Nu vreți să vă joc eu o zdroboleancă? Lucico, dă drumul la magnetofon și dansați toți. Că așa-mi place mie. Sunt responsabilă la o gheretă de sticle îndrăgânțate cuiva. Aș dori să schimb cu ceva mai bun. La o casă de bilete, de exemplu. Știți, oricum e mai curat. Ieși și tu mai bine la sfârșitul lunii. Ce mai cu strada? Ai speriat? Dacă cunoașteți pe cineva la Ministerul Învățământului, păi Lucica zicea că sunteți foarte introdus. Fetița mea e fină și inteligentă. Ia uitați-vă la ea, ia. Dă-te așa. Dar a spus într-o zi în față ceva profesoare și de atunci capătă mereu 3 la geografie. Pe motiv că nu deosebește continentele de oceane. De ce atâta răutate pe lume? Pardon. Aveți cumva vreo informație despre admiterea de anul viitor la institut? Nu, 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 dacă nu se poate actor, fiindcă recunosc, nu văd prea bine cu dreptul și am și 38 de ani, atunci operator. Vă rog să vă întrebați, eu mă duc la toate filme. Jean Gabin, Viking, 30 de ani de fior și râs, Hitchcock. Cam abonament, am și abonament la cinematecă. Sau din producția națională care a primit de curând 25 de ani, Răsună Valea. Toate le știu ca pe apă. Vă rog să mă întrebați. Cei mai mulți sunt oameni de treabă. Dar unii au fumuri, li s-au urcat câte un zbâtie la cap. Vor să ajungă nu știu. Noi luăm seama. Hai să ciurnim. Ia spune, fiule, îți place nepoata asta mea? Ochioasa asta. Să uiți tot ce te-au rugat ceilalți. Dar ce-am să te rog eu acum să nu uiți deloc. Avea și ea, vezi bine, o intervenție la inima mea. Stop zăpada! Ce urmează? Cana! Atențiune! Gata! Motor! Cana! Ah!
Cum te numești dumneata? Cum te numești dumneata? Să trăiți, tovarășe director. Mie îmi zice... Trăiți, tovarășe director. Mie îmi zice... Uite ce e. Ne ocupăm zi și noapte de lucruri capitale, dar pierdem din vedere fapte aparent mici care se petrec sub ochii noștri. Pornim de la un fleac. O cană. Mă rog, s-a spart o cană. O femeie a spart o cană. Bun. O punem să plătească și gata. Dar, dacă am cerceta inventarul, și l-am confruntat cu realitatea, ce-am descoperit? Cine știe ce-am mai descoperit? Dar acum ne așteaptă cu planul de școlarizări până am la... Am descoperit că femeile de serviciu, distrug cu inconștiență bunurile încredințate în custodie. Crezi că aș putea avea într-un ceas o hârtie simplă, fără fasoane, de materiale date pe mâna acestor persoane? Hă? Bine, dar suntem așteptați să expunem cifrele prevederilor noastre bugetare pe anul viitor. Las asta. Ocupă-te de lista de materiale. La urmă să se treacă, nota bine, cine răspunde de activitatea lor, și cum se exercită controlul în sector. E clar. Ia te uite în ce hal ține-n scritele. Pare exemplu de ce spătate. Aud? De Petrosin. Femeile le înghesuie între bidoane și cutii de ceară. Distrug cu inconștiență. Dumneata ești inconștient. N-ai grijă. Nu le controlezi. Geamurile nespălate. Poftim praful de două degete. Poftim, uite-te la! De măturat. Aspiratorul s-a stricat. Nu discutăm! Nu suntem la club. Refaci imediat tabelele. Ține cont că le-a cerut directorul momental și personal. Trebuia să intervină conducătorul instituției ca să-mi dau seama în ce mizerie te complaci. Gata! Ce va să la mie? Nu ajută decât la chemat face inventarul! Ceea ce era de demonstrat. Cana. Cana. Nu e în inventar. Un accident oarecare, minor, relevă dintr-o dată că nu o rotiță, ci un agregat întreg e ruginit. Ruginit! N-ar fi cazul unei ședințe privind administrația noastră, hm? Poate ar fi oportun. Părerea mea, nu și a comitetului sindical, pe care îl voi informa oricum, să se discute anticipat... Nu mă opun ideii unui moment pregătitor. Și problema investițiilor capitale, pe care ne-o cer mereu la centrală. Când o discutăm? Când o discutăm, că uite de ce arde asta. Lasă asta! Pe mine mă arde problema cânii acelie. Vreau să văd ce iese. Ați tras întâmplător de o verigă, tovarășe director, și zorne un întreg lanț de grozăvii. Și cum ai spart dumneata cana aia? Ia zi să afli și tovarășii. Tovarășa Petruța, hai zi! Zi! Acum dacă ai făcut-o, ai făcut-o. Mărturisește că nu te mănâncă nimeni. Spune frumos, tovarășului director, cum ai distrus bunul din dotare? Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? S-a discutat cu ele. Sarcini administrative curente. Știu ele ceva. În loc de 4 perii de sârmă pe semestru, în acest an s-au consumat procentual, vorbind... Lasă procentualul.
De aceea ar fi absolut necesară o comisie pentru a se stabili în primul rând răspunderile. Rețineți că inventarul e plin de perii și mături, așa că obiectele de sticlă și de porțelan pot fi înstrăinate. Se eludează cana spartă și ce e mai grav, absența e inexplicabilă din inventar. Inexplicabilă. Căci angajata culpabilă n-a fost capabilă să rostească măcar o frază autocritică. Și mai e ceva? Aspecte legate de pregătirea culturală. Așa? A femeilor de serviciu, pasnicilor, șoferilor, a bufetierei. Care nu de cană este vorba. Cană. Ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf! Nu mai plânge, soră. Ce să fac, domnule secretar? Am scăpat-o din mână. Și s-a spart? Da. Ia uite. Dar nu e nicio problemă, trebuie să ne facem grijă degeaba. Cana era a femeie, aduse de ea de acasă. Ei, și? Asta e. Dacă a spart-o să-i fie de bine, să-și cumpere alta. Iar ședință să țină bărbatul cu ea, dacă o vrea. Cum? Atât ai înțeles dumneata din toată problema asta? Da, atâta mă duce pe mine capul. Mă iertați că trebuie să plec, dar am treabă și, prin urmare, vă salut frumos. Dăm legătura cu sectorul. Credeți-mă, ascultați-mă, avem altele pe cap acum. Probleme de stat. Tați-o încolo de cană. Chestiunea de care mă ocup eu e mult mai adâncă chestiunea decât apare ea la suprafață. Aveți legătura cu sectorul. Iar vă țineți de fleacuri. Lăsați prostiile și veniți odată cu situațiile alea. Cui pui peruca? Claudiei. Claudiei. Ce scriu pe clachetă? Lumbago. Trebuie ridicat din tige cât în cap pe 10.000. Atenție! Noi. Liniște! Ofiți la cadru, vă rugăm. Hai că ne cheamă, urmăm. Noi. Motor! Clac! Lumbago. Cadrul 1, turnat 1. Păsărica mea, cip-cirip! Dacă ai ști cum am alergat, florile astea sunt pentru ochișorii tăi, dulcele pentru gurița ta și cerceii pentru urechițele tale. Oh, cerceii!
Ce frumos sunt! Și flori și bombone. Ce... Fondante! Ce cheltuieri faci pe noi! Ei, nu, 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 nu. Trebuia să te deranje. Păsărica mea! Oh, dă-mi e mapa. Așa. Nu vrei să scoți și haina? Dă-mi-o. E cald, ai și bine? Da. Dragule. Ai dreptate. Ca într-un cuib. Un cuib al iubirii. Pentru păsăroiul meu. Ia să vezi ce ți-a pregătit păsărica ta. Ce băutură minunată. Cu mânuțele astea. Da. Odihnește-te, hai. Dragul meu, relaxează-te puțin. Da. Proscu din frigider. Da. Da? Cum zici tu, scumpa mea? Ce stă? Aoleu, vai de mine! Ce e? Scaunul! Ce ți s-a întâmplat, drag? Scaunul! Ușor, ușor, nu mă atinge că mor! E o criză, o criză de lumbago. Lumbago? Și ce ai rămas așa? Am înțepenit. Și ce să fac, scumpule? Să-ți dau un ceai? Să-mi dai pe dracu să mă ia. Dar până când e necesar să stai așa? Nu e necesar. Stau așa că nu pot altfel. Trebuie să mă calci. Ce să fac? Să mă calci cu fierul fierbinte peste șale. Alt leac nu e. Da, eu nu știu să calc. Ei, asta e. Zău, scumpule, mie-mi spală și-mi calcă mama. Chiamă iute aici pe maică ta. E la Giurgiu, iubitule. Vine abia marți. Da, atunci să chem salvarea? Ești de bună să mă găsească aici, în halul ăsta? Atunci să sun la policlinică. Un singur om îmi știe leacul. Ce? Nevastă mea. Să chem pe nevastă ta. Nu-ți dai seama, ești o catastrofă. Atunci ce vrei să întreprindem, puiule? Că la șase-mi vine un văr de la râmnic. Nu știu. Mie-mi sar ochii din cap de durere și ție-ți arde de vărut-o. Hai, dacă caragios mai ești. Nu fii toantă. Foarte bine, sunt toantă, fiindcă m-am încurcat cu un paralitic. Nu înțelegi că e lumbago, sciatică, nu paralizie, zăludo. Ascultă, ți-o-i fiu subalternă, dar să nu mă faci zăludă, că să știi te dau la comisia de litigi. Litigi? Auzi, de ce arde ei litigi? Dar cam cât durează? Odată m-a ținut 8 zile. Ei, nu că nebunesc? Aduc o vecină să te calce. Nu vreau să mă vadă vecinii. Atunci o chem pe nevastă ta. Nu! 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 Alo? Alo? Tovarășa Grigore? Da, cine? Spune că ai greșit. Eu, Claudia. Care Claudia? Secretara tovarășului Grigore. Ah, ce? Știți? Aș vrea să vă comunic ceva. Da, ce este? Tovarășul, soțul dumneavoastră, a avut o criză. O criză de lumbago? Da, da, de lumbago. Da, e foarte rău. A rămas fix. Păi și n-aveți vreun medic pe acolo, pe Onulescu, știu eu? Tocmai că știți, nu suntem la birou. Ce, l-a apucat în mașină? Nu, trecea pe stradă. Hai de mine, a rămas țeapă pe stradă? Ba nu, că trecea pe strada pe unde stau eu și deodată l-a apucat criza. Așa, deodată. Și atunci eu, că dumnealui m-a rugat când m-a văzut la fereastră, zice, tovarășa Claudia, adăpostește-mă puțin până-mi treci. Și cum ai izbutit să-l urnești până în casă? Oh, foarte greu, că eu stau tocmai la etajul 8. La 8. L-ai urcat dumneata așa țeapăn cum e până la etajul 8.
Dar ce era să fac? Am înțeles. Dă-mi adresa. Cartierul Drenelor. Corpul C. Blocul 12, parat. Scara 3, intrarea 5. Liftul din stânga. Etajul 8. Da. Palierul Fânic. Apartamentul 300... Da, 366. Bis. Unde e priza? Vă ajut cu ceva? Desfăi bretelele și scoate cămașa. Dar... tovarășa Grigore... Mă rog. Nu mă clinti! Adu-o farfurie cu apă. Da, da. Cleopatra. Încă puțin, Haralambi, încă puțin. Cleopatra. Hai, Haralambi, te rog. Acum. Dă-i apă. Ia-mă. Așa, la mie, dragă. Așa, dragă, acum e foarte bine. Aici este algocalminul, 3 injecții pe zi. Piramidone poți să-i dai 4. Și pilulele astea mici, roșii, să le ia numai dimineața și seara. Seara? Da, și seara, cel puțin 3 pilule. Dacă e cu minte, în 4-5 zile pe picioare. Ce zile? Da. Tovarășa, doamna... Doamna... S-ar putea să se refacă și în 4. Cleopatra! Haralambie? Cleopatra, nu mă lăsa aici. Dar de ce, dragă? De ce? Fata este dezghețată, e o secretară admirabilă. Sunt convinsă că nu-ți va lipsi nimic. Doamne, dar eu nu pot să... Ba, poți. Poți. Dacă ai fost dumneata în stare să-l urci până la etajul 8 în plină criză, când eu în 25 de ani de căsnicie n-am fost în stare să-l urnesc un centimetru atunci când l-a apucat amblaua... La revedere, Haralambie. La revedere, dutuie, Claudia. Cleopatra! Păsărică. Salutare, dragă. Și sănătate. Cip, cirip.
toți interpreții la cadru! Toți interpreții la cadru! Atențiune, playback! Merge! Motor, imagine! Tufă de Veneția, final, tras 1! Acesta filmul noi l-am încheiat. Să știți însă că toate ce vi l-am relatat au fost peripeții luate din viață, pentru un surâs sau pentru o povață. Căci noi am vrea zâmbind din jur să izgonim asemeni duhuri rele pe care le întâlnim. Precum prostia, lenea sau tembelismul, prea marea slăbiciune, lichelismul. Și alte iasme aerul curat nu le fiește și adevărat, că pentru toate o leacă de umor poate servi ca un ventilator. De aceea toate acestea le vor contrasemna artiștii ce acum vi se vor prezenta.